participat în seara aceasta și vreau să fie o permanență duminică după amiază în biserica noastră la întâlnirile acestea culturale și de ce nu teologice. Mai ales că începe o perioadă foarte frumoasă. Vreau să mulțumesc Părintele Dorin Iași pentru dragostea pe care ne-a arătat-o în seara asta și de fiecare dată, Domnului Părintele Cătălin și informații sale. Și vreau să mulțumesc la Sfințitului care a fost lângă noi la acest moment minunat. Sperăm să avem momente și mai frumoase. Le dorim succes în activitatea pe care desfășoară. Să ține minte 475 la noi a fost. Să vedem la anul cât mai multe să facem. Vă dorim succes pe mai departe și tuturor o seară și o duminică plăcută.